Bun găsit, dragi prieteni! Am citit o știre, probabil că ați văzut-o și voi, legat de o casoletă de carne tocată de vită pe care a descoperit-o o femeie bucătar din România. Soțul ei a venit de la supermarket cu respectivele cumpărături, lista pe care a primit-o și omul și lista pe care a completat-o. A venit acasă cu sacoșa plină, printre care și niște casolete de carne tocată. În momentul în care femeia bucătară încerca să-i pregătească celui mic niște chiftele din carnea respectivă, observa că nu are miros, că nu se combină cum trebuie cu... mai avea niște carne de porc, nu se combină cum trebuie cu acea carne, în fine, nu poate fi pregătită așa cum era în mod obișnuit și cel mai important este că nu părea a fi carne. Și într-adevăr, când a ajuns la supermarket și le-a povestit celor din supermarket, aceștia au confirmat că este posibil, au confirmat până la urmă că acest lucru este real, nu că este posibil. Femeia a venit cu această posibilitate, iar cei de la supermarket au confirmat că într-adevăr că aceea nu este carne. Ce o fi fost în ea din articolul pe care l-am citit, eu nu mi-am dat seama dacă s-a făcut și o analiză sau probabil că în momentul în care articolul a apărut în presă nu era gata analiza acelei cărni. Cert este că au desfăcut toate acele pachete de carne pe care producătorul le aducea așa gata ambalate și le punea spre vânzare supermarketul. Le-au desfăcut pe toate și toate aveau aceeași situație. Carnea aceea practic nu era carne. Gândiți-vă, lucrul ăsta e un lucru foarte grav. În primul rând că nu știi ce conține și ok, nu e carne, e carne artificială, dar oare a fost verificată de cineva? A văzut cineva ce se întâmplă acolo? Mi se pare mult mai grav decât dacă ar fi, sau poate la fel de grav decât dacă ar fi o carne infestată cu tot felul de bacterii sau microorganisme, da? Deci vorbim despre niște lucruri foarte serioase, cum era să nu fie o femeie bucătar care să aibă acest simț dezvoltat, ci o gospodină mai începătoare care să facă acele chiftele și să trezească în farfurie că ele nu au mirosul respectiv, că pur și simplu nu sunt carne. Da? Deci lucrurile au ajuns și în România. Vorbim despre un supermarket de la noi din țară, despre oameni care câți nu ar fi mâncat. Poate să garanteze cineva că lucrul ăsta nu s-a întâmplat, că cineva vreun om, vreun bolnav nu a avut probleme din cauza consumului accidental de carne artificială? S-a întâmplat pur și simplu așa, într-un supermarket. Da, acum ar trebui să fim cu toții mult mai atenți de unde ne cumpărăm carnea și dacă nu avem un producător sigur, mai bine mâncăm legume și fructe, mai ales că acum e post și n-ar fi rău să încercăm să-l ținem. Da, deci este un lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere de aici înainte, chiar și în supermarketurile de renume, din hipermarketuri până la urmă, unde lucrurile ar trebui să fie foarte bine controlate. Asta s-a întâmplat. A fost consumată, dată spre consum, o carne care nu era de fapt carne. Nici nu se știe ce e. Titlul articolului era carne, în titlul articolului era menționată carne de plastic, dar eu n-am citit în articolul respectiv că s-a făcut vreo analiză clară. Îl puteți găsi pentru că este pe un flux de știri important și popular pe care îl citește toată lumea. Deci e clar că știrea este una cât se poate de reală în zilele noastre. Deci ce să mai vorbim despre făină de insecte introdusă accidental în diferite alimente, pentru că asta cred că se va întâmpla, fiindcă din ce am văzut, din fericire, această făină de insecte este foarte scumpă. E mult mai scumpă și nu poate să ne introducă cineva așa fără să știm noi în mâncare, în pâine. Există, da, sau am văzut la un moment dat niște sortimente de pâine chiar la noi în țară de vânzare care aveau făină de insecte. Dar sigur, producătorul a scris, e cu făină de greiere această pâine, e mai bună, are proteine, e mai... nu știu dacă e de post, vă dați seama. Ne punem astfel de întrebări.
Da, deci mare atenție când facem cumpărături și am observat că această atenție sporită este foarte utilă în perioada asta, pentru că prețurile au crescut, producătorii fac rabat la calitate și atunci produsele pe care le cumpărăm pot să fie proaste, pur și simplu, și scumpe și proaste. De cele ieftine n-ar fi bine nici măcar să ne atingem. Încercați să faceți pâine acasă dacă puteți, vă găsiți carne de la un producător sigur, să vă găsiți producători de legume, fructe, carne prin zonă care să vă ajute dacă sigur nu aveți în grădină, cea mai mare parte dintre noi nu avem această posibilitate, iar dacă nu găsiți, nu mâncați. Cam astea sunt concluziile pe care le-am tras eu în urma informațiilor pe care le am și în urma știrilor publice pe care le citim cu toții. Ne revedem mâine dimineață, numai bine!